Membrii clubului Vespa Cluj au avut weekendul trecut ultima cursă din acest sezon. Comunitatea este formată din peste 50 de persoane, iar numărul lor este în creștere. Aceștia spun că au ales Vespa după perioade lungi de stres și nervi petrecute cu mașina în aglomerația din Cluj-Napoca, dar și pentru dificultatea găsirii unui loc de parcare în oraș. Clubul a fost înființat de mai mulți tineri pasionați, dintre care doi conduc un business de închiriat Vespa și un altul de vânzare de scutere. Totul a început dintr-o joacă, căutând restaurator pentru Vespa ce o primisesem cadou de ziua mea de la prieteni. Astfel s-a născut Vespa Cluj, care nu este doar un centru de închiriere scutere, ci este un centru de închiriere scutere vintage. Cel mai vechi scuter al nostru, care poate fi închiriat, este un model din 1997. Ca și comunitate, mă bucur să văd că în Cluj devine tot mai mare. Numărul vespelor s-a mulțit, se mulțește de la an la an. Și chiar anul ăsta, cred că suntem aproape de ceea ce se poate numi un adevărat Vespa Club. Fondatorii au venit cu o metodă inedită. Centrul de închiriere se află într-un bar. Astfel, pentru a închiria Vespa, mergi la bar, servești o băutură non-alcoolică și îți iei scuterul. Este singurul centru din Europa care a adoptat această metodă. Dar partea cea mai interesantă este costul mic de întreținere a unui scuter. Taxele pe care le plătește la primărie sunt în medie 2 lei pe an. Un rezervor plin, un plin ar putea să-l facă cu până la 30 de lei. De asemenea, cele de capacitate 50 de centimetri cub pot fi conduse cu categoria B, nu necesită aul. Asigurările anuale nu depășesc 100 de lei, considerăm noi un preț foarte fair, și întreținerea anuală în general se poate face în jur de, cu o sumă de 150-200 de lei. Scuterele Vespa sunt fabricate integral din tablă de la înființarea lor din 1946.